Cum făceai față la 5? Întreb serios. Era greu. 15 ani, că da, mi-aduc aminte ce însemna. Liga 3 și înainte de Revoluție și imediat după Revoluție, erau, săreau scântei, da, și jucători buni. Jucători care, bineînțeles, și mai jucam, știi cum era atunci, cum erau campionatele prin comune, da, prin, de asta și spun, mai era, greu de era tot, și mai cu un țipăt, mai și cu o înjurătură, îți mai dădea și da, un mai pum, mai fugeai ca să te... De-aia te întreb pe tot, 15 ani, gândește mă speriam, îți dai seama că mă speriam, erau momente din astea în care mă speriam și chiar tatăl meu, care niciodată nu se băga, îi striga domnul Șerbănică, scoate lumea afară, că nu e meci de el, că nu știu ce. Și se întorcea, domnul profesor se întorcea și zicea, stai domnule jos acolo și vezi de treaba ta. N-ai treabă, dacă ai treabă, du-te unde ai treabă. Și ce, lasă-l în teren, că așa să călește. Mamă, da, călire asta. Da, călire, că mi-am luat-o, adică... da, mi-am luat-o, adică de fapt când m-am dus la Liga a doua după 2 ani de zile, da, eram senior, nu mai aveam treabă, adică nu. Da, sunt mulți care nu înțeleg treaba asta, da, știi, da, privindu-ne, stai, am trecut, ce fotbal jucat. Prin toate etapele vieții am trecut ca fotbalist, să zicem. Da, a fost, bănuiesc bine treaba asta, nu? Adică mi-a prins foarte bine. Mi-a ai recomandat acum. Bine, nu mai e nivelul ăla. Nu mai e nivelul acolo ăla. Nu mai, creșteai, erau jucători foarte buni atunci și puteai să crești pe lângă ei. Alte caractere, altfel vorbeau cu tine, te învățau anumite lucruri, adică știau când să te tragă puțin de tricou dacă uștule, vedeai, băi, mai ușor că ți-ai luat viteză, știi? Și e foarte greu. Acum e foarte greu și tot ceea ce vedem pe la Liga 3 nu mai sunt acei jucători cu experiență, ca să nu vorbim altfel. Da. Jucai cu Fulgerul pe piept? Cred că da. Domnul Flore. Nu venise? La 15 ani când eram eu, nu. Nu, la Bragadiru, zic, când la Bragadiru, da, cu Fulger Bragadiru. Asta e, vorbim 99-2000. Da. Acolo, 98, 99, 2000. Strânsesești de acum experiență. Da, eu atunci am venit, eram la Buzău atunci, la Gloria Buzău, pentru că eu am trecut așa niște perioade în care de la 17 ani am mers la Metalul Plopeni, la Liga a doua, am jucat. Bun, deci acolo era fotbal. Fotbal și am avut plăcerea, onoarea să joc cu Catinca, cu Mocanu, Dumnezeu să-l ierte, da, în echipă, cu jucători care reprezentau ceva pentru Petrolul Ploiești în momentul ăla. Și acolo am crescut foarte mult. Acolo m-am dezvoltat datorită lor, pentru că au văzut potențial în mine și după un an de zile mi-aduc foarte bine aminte când domnul Manolache, președintele clubului, m-a chemat în birou la dânsul și mi-a pus pe birou 3 oferte: Ceahlăul, Piatra Neamț, FC Național și cred că Gloria Bistrița sau nu mai știu cine. Aveam 3 oferte de... Foarte tare. Eram și genul de jucător care în bandă și eram foc continuu. Alergare, da. Știi? Bănel. Da, ceva de gen. Puțin mai tehnic. Să nu mă audă Bănel. Și am spus că nu că n-aș avea o preferință, dar ce este bine și pentru mine și pentru club. Și bineînțeles că n-am ajuns la niciuna dintre ele, pentru că... Da, asta vreau să zic, da. Pentru că nu era bine pentru club, că eu mă duceam oricum, adică pentru mine nu conta ce bani mi se dădeau atunci, că nu contau banii la mine atunci. Și au cerut mai mult decât valoram eu. Și cum se întâmplă? Cum se întâmplă și practic s-a rupt totul. După aceea am plecat la... Ai regretat? Adică nu regret. Am avut, așa, mi-a părut rău, îți dai seama, că eram la o vârstă de 17 ani, 17-18 ani, în care e normal să regreți. Da. Apoi m-am întors am fost o perioadă la Sportul, retrogradase Sportul în Liga a doua, dar rămăsese acel nucleu de jucători, chiar cu Cristian Petre, cu Cărbunaru, cu... Cred că era și Șumi, cu Giuliano Lalciu, cu Pădureț, cu... ca să... Da. Vin cât mai aproape și de vârsta mea, să zicem. Am stat o perioadă la ei, la Sportul rămăsesem, era chiar și Bogdan Pătrașcu. Și după secundului, care... Nu, Bogdan Pătrașcu, secundul lui Adi de acum, da. Le-am povestit, 2 secunde te întreb, am mai povestit treaba asta, ne ducem la un meci, pe Romprim, terenurile amici acolo. Da, le știu. Și cu băieții foși de la Steaua, cu Roșu, dar nu te uita, eu stăteam în poartă, adică să înțeleagă oameni, mă rog. Și din partea alta trăgea unul și cu stângul și cu dreptul, niște ștachii, așa, adică, da, ras pe picioare, epilat și așa. Și la compania la care lucram atunci, și făcut o echipă de fotbal în sală, abia început să fotbal în sală. Și a spus, dacă găsiți niște băiețași din ăștia prin Purtea Școlii cu tare, 1000 de euro putem să dăm și noi, uite. Eu am pus ochii pe el, mamă, zice, dă ăsta, poc, noroc că n-am făcut greșeală, tu îți dai seama. Și mă duc la unul și zic, meserie mare asta.
aute cum dă poc, bătea cu ea așa, da. Poc, poc, s-auzea. Da, bebe. Și zic, meserie mare. Și ăla zice, da. Mă, zic, o fi venit, o venim la fotbal în sală aici, zic, 1000 de euro. Zice, mă, e Pătrașcu de la Piacența, e vacanță. El a pus să se mergi cu AC Milan cu 4 zile sau 5 înainte. O, zic, iertați. Și totuși ar veni pe 1000 de euro. Da, m-am dus după aia și m-am uitat ultimul meci când se terminase campionatul, fusese Piacența AC Milan 2-2. Mamă, zic, nu e bine ce e. Doar că n-am apucat să... Da, iartă-mă, deși el era. Da, și altul el care n-a păcălit fotbalul. Nu. Foarte serios și duce și... M-am întâlnit, că am rămas în relații foarte bune și... I-am spus, bă, trebuia să vii încoace, să da, mai joci. Da, da. Da, în fine. Și bă, după care la Sportul trebuia să rămân și s-a întâmplat acolo la contract ceva. Nu e de râs, știu că nu e de râs. S-a întâmplat la contract. Nu ne-am înțeles. Cred că la toți s-a întâmplat la contract. Nu ne-am înțeles și am mers timp de 6 luni la Buzău, la Gloria Buzău. Era domnul Tulpan președinte. Am stat 6 luni de zile acolo și acolo au început problemele financiare. Ca, știi că facem așa ori, adică dacă, am trecut și ca fotbaliști. Am luat primul salariu și ultimele 5 nu le-am mai luat. Nu zic că dacă au cei de la UTA, ai semnat contractul? Am semnat, În fine, și pe urmă, atunci era perioada în care domnul Florea a preluat Fulgerul Bragadiru și din discuțiile avute cu conducerea clubului, le-a transmis celor din conducere să adune, dacă au jucători împrumutați pe undeva, să adune tot ce au mai bun, să-i aducă înapoi și să începem să facem o echipă competitivă. Era Liga 3-a ei, că atunci erau Liga 3-a. Și de atunci m-am întors, m-a convins să mă întorc. Nu spun pe ce salariu, că atunci la momentul ăla și la nivelul ăla era salariu, cred că partea a doua a clasamentului diviziei, acum era Ligii 1-i. Liga 3-a, da. Mi-a oferise mie. Deci uite că ai trecut și perioade. Adică mi-am recuperat. Da. Mi-am recuperat pierderea. Și bineînțeles, echipă cu... Și am jucat cu Gică Pena, cu Remu Safta. Gică Pena mai jucat? Da, Gică. Atunci era la final de carieră și nu vrei să știi că am promovat cu el în teren, marcând, cred că, peste 17-18 goluri. Și chiar spun așa o fază, eram la un meci, fac o paranteză, și eram la Pucioasa, jucam acolo undeva sus terenul ăla, știi? Și eu centram foarte bine din alergare, din viteză, și a venit Gică înainte de meci și zice, băi, fii atent că terenul e prost, nu prea merge să pasăm. Vezi, tu nu mai aștepta să ajungi pe la paralel cu 16. Dacă e vezi și de la 20 de metri, dă-mi alea covrig, cum le dai tu. Da? Că eu, în momentul în care tu ai mingea, eu sunt atent și vezi că atac la scurt. Și dă-mi-le acolo, că așa-i bate în păște. Știi? Senzațional. Și începe meciul, dă-i, eu. Da? Eram tânăr atunci, nu eram încă la maturitate și experiență foarte mare și a început eu să driblez, să rea, mai o pierdeam, mai nu știu ce. Și iese o minge pe afară, unul căzut pe jos pe acolo și vine lângă mine. Bă, ce ți-am spus eu, bă, ție să faci? Ce copile, te puși tu, bă, să driblezi? Bă, fă, bă, ce știi tu mai bine. Pune-mi eu, bă, pe frunte să câștigăm meciul, că e minutul 65. Mai mă rog, nu, eram la prud, trăgeam să promovăm, știi? Da, bă, cum mă spun eu. Și s-a întâmplat în minutul 70. Ai prins? Să-mi vină bine, am prins-o când i-am dat o centrare, Gică Pena la colțul scurt, pac, gol, 1-0, s-a terminat meciul. Și a venit pe meci. Ți-am spus, bă, fraiere, uite așa să câștigă meci. Ce fotbaliști erau. Înțelegi? Calitate, e incredibil. Și un băie, un caracter senzațional. Dacă nu, pe lângă faptul că ne certa, dar certa pozitiv, era un om senzațional. Hai România, în fiecare zi. Hagi, șutul lui Hagi, gol! Hagi România! Hai România, în fiecare zi, la Antena 1.